Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video o să vorbim despre păr și în special despre părul blond. Mai precis, vom discuta despre cum putem să obținem nuanța pe care ne-o dorim și aici cumva o să acoperim un blond neutru, un blond rece, un blond platinat, poate cu nuanțe și reflexii gri. Așa că, dacă vreți să aflați mai multe, vă invit să urmăriți în continuare. Mă duc lunar la salon ca să am parte de un blond sănătos, însă evident, între vizitele la salon trebuie și eu să am grijă de părul meu ca acesta să arate cât mai bine. Și știm cu toții că blondul decolorat are tendința să se îngălbenească destul de ușor, cu atât mai mult blondul meu, sărmanul, care inițial a plecat de la o nuanță de roșcat portocaliu și a fost deja o teroare și o bătaie de cap să ne scăpăm de pigmenții calzi din părul meu, așa că după 2-3 spălări deja începe treptat să se îngălbenească, iar ca să evit acest lucru și să îl mențin la o nuanță cât mai proaspătă și cât mai frumoasă, am grijă să folosesc cu regularitate șamponul nuanțator. Și iată, așa ne îndreptăm către produsul vedet al acestui video și anume Long Color Expert Silver Reflex. Este un șampon nuanțator, culoarea lui este una mov, așa m-am inspirat și eu să mă îmbrac astăzi, să fiu așa pe tematică. Din teoria culorilor știm cu toții că violetul și galbenul sunt nuanțe complementare, prin urmare îmbinate o să se neutralizeze. Cam asta se întâmplă și în situația părului. Aplicăm acest șampon nuanțator pentru a anula nuanțele de galben din părul nostru. Înainte să povestim despre cum putem să folosim acest șampon nuanțator, este important să ținem cont de câteva aspecte. Unul mare și important este nuanța părului pe care o avem. Poate ai un blond mai închis, poate ai un blond ca al meu, poate ai un blond mai deschis decât al meu. În funcție de acest lucru, rezultatul pe care poți să-l obții cu acest produs poate să difere. În cazul meu aș putea să zic că am un blond care a ajuns într-un punct destul de versatil, nu este blond închis sub nicio formă, este un blond relativ deschis, dar nu este nici chiar platinat. Zic eu că e în punctul ăla în care pot să mă joc cu un astfel de șampon nuanțător să obțin rezultate diferite în funcție de modalitatea prin care aleg să-l folosesc. Trecând mai departe, trebuie să avem în vedere ce rezultat vrem să obținem. În cazul meu, după cum am zis, blondul este destul de versatil încât să-mi permită să mă joc puțin cu aceste șampoane nuanțătoare, așa că stau și mă gândesc. Mai poate de data asta vreau pur și simplu să neutralizez nuanțele de galben. Poate mă trezesc la un moment dat că am chef de o zonă ceva de blond mai gri sau poate chiar vreau să mă duc spre câteva șuvițe mov, pentru că șamponul în sine având o culoare mov, dacă lași puțin mai mult s-ar putea ca acel mov să prindă, așa că dacă vrei să te joci și cu puțină culoare, poți să faci acest lucru. Urmează să vă ghidez puțin prin rutina mea și să vorbim despre cum se folosește șamponul nuanțator Silver Reflex de la Long Color. Și aici deja lucrurile se ramifică, pot să vă zic cum îl folosesc eu, însă o să vă mai dau și alte câteva opțiuni de utilizare, astfel încât să puteți să adaptați lucrurile la culoarea voastră de păr. În situația mea, pot să-l folosesc liniștită direct pe păr, se aplică pe părul umed după ce deja înainte v-ați spălat cu șamponul vostru normal. Eu folosesc un șampon hidratant pentru că, hei, păr blond are nevoie mereu de cât mai multă hidratare. După ce v-ați curățat părul, acest șampon Silver Reflex nuanțator se folosește mai degrabă precum un balsam de păr. După cum am spus, eu îl aplic direct pe păr, însă dacă poate aveți deja un blond platinat și cumva nu vreți să riscați să aduceți nuanțe de mov în părul vostru, puteți să combinați acest șampon nuanțator cu șamponul vostru normal sau poate chiar în masca de păr. Ideea este să încercați să-l aplicați cât mai uniform pe tot părul. Eu l-am aplicat direct pe păr, am încercat să-l masez, să-l fac cât mai uniform posibil, nu tot timpul îmi iese, dar nu mă stresez prea mult din punctul ăsta de vedere. Îl lăsați să acționeze 5-10 minute. Din nou, depinde dacă l-ați aplicat de sine stătător, deja are din start o putere mai mare de nuanțare. Dacă l-ați mixat într-o mască de păr, deja i-ați scăzut puterea de nuanțare și atunci poate puteți să lăsați puțin mai mult. În funcție de toți acești factori și evident că trebuie să experimentați cu el și în final să vă învățați cu ce funcționează cel mai bine pentru părul vostru. Ideea e că e un produs versatil, vă puteți juca cu el, puteți să experimentați și nu vă îngrijorați dacă nu obțineți din prima nuanța dorită,
pentru că nu e permanent, se duce în câteva spălări. După ce a trecut timpul alocat produsului să acționeze, evident vă clătiți părul și apoi puteți reveni și cu o mască hidratantă. Ce mi-a plăcut într-un mod special la acest șampon nuanțator a fost puterea inițială de nuanțare și faptul că dintr-o aplicare, dacă l-am lăsat puțin mai mult, am putut să obțin acele șuvițe mov, pentru că am tot avut ba păr neutru, ba păr cu nuanțe de gri. Și am zis de data asta, vreau puțină culoare dacă se poate și iată că s-a putut, în special în zona asta de sus, unde blondul cumva a fost mereu făcut pe părul natural care continuă să crească. Mai greu cu partea de jos, unde v-am zis istoria părului meu, am plecat de la un roșcat portocaliu și atunci dacă simt cumva nevoia să nuanțez mai puternic zona asta de lungime, pot oricând să mai revin cu o tură de șampon doar pe această zonă ca să o neutralizez într-un mod mai puternic, pentru că asta e zona problematică unde a fost povestea portocalie. Foarte important de menționat, șamponul nuanțator nu se folosește la fiecare spălare. Prin urmare, rămâne din nou să urmăriți ce și cum se întâmplă și funcționează pentru părul vostru și în funcție de acest lucru și de cum se spală din părul vostru, abia mai apoi vedeți când ar fi necesar să reveniți cu o nouă nuanțare. Șamponul Silver Reflex are și două surori foarte simpatice în situația în care vă interesează alte opțiuni. Are White Reflex și Pink Reflex, așa că dacă aveți un păr platinat și vreți să mergeți într-o zonă ceva mai albă a părului, puteți să încercați White Reflex, iar în cazul în care sunteți pofticioase de culoare, puteți să mergeți pe varianta Pink Reflex pentru nuanțe roz. Blond neutru, blond rece, nuanțe de gri sau o pată de culoare. Voi ce preferați? Hai să povestim în comentarii. Asta a fost pentru clipul de astăzi. În bara de descriere o să vă las link atât către șamponul Long Color Silver Reflex, cât și către surorile lui. Iar dacă mai aveți orice alte întrebări legate de părul blond, aștept să povestesc cu voi în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pa, pa!